am văzut și eu, mă rog, pentru mine onoarea maximă de la domnul Lung a fost să stau pe banner cu el în 2014. Dar nu ne-a folosit nici mie și nici, sau poate că lui a folosit, nu știu. Dar n-am văzut să fie un juriu ca la festivalul, nu știu care, n-am văzut nici măcar un regulament. E gândirea domnului Lungu, e plăcerea domniei sale, o face cum vrea el. Am văzut, într-adevăr, acolo mai multe personalități, 28 sau câte erau cu totul. Și mai tineri și mai puțin tineri, dar fără să fie criterii serioase în spate, fără să fie o dezbatere publică sau măcar întreba Consiliul Local, e doar o chestiune personală. Putea să facă și la Oscar Wilde întâlnirea asta, nu era bai. Dar, pe de altă parte, cred că domnul Lungu, deja fiind la al patrulea mandat, încurcă puțin tabelele. Eu m-am uitat la domnul Flutur, am văzut acolo remarcat sau evidențiat că era responsabil, în sens bun, pentru spital, muzeu și încă ceva... Aeroportul. Aeroportul, nu, aeroport. A, și DN7. Păi, tabelul corect e un pic altfel. La spital e domnul Flutur parțial, că am mai făcut și eu ceva, mă rog, un UPU, vreo două CT-uri, un Angio CT, vreo 200 și de angajări, medici, asistente, mă rog. Domnul Flutur cred că n-a angajat pe nimeni în perioada 2012, da, în fine, să treacă. La Muzeul de Istorie, cu tot dragul, domnul Lungu iar a greșit tabelul complet. Deci Muzeul de Istorie a început în 2013, domnul Flutur era pe nicăieri atunci în Senat, nici nu prea venea prin Suceava, și s-a încheiat muzeul înainte să vină domnul Flutur, deci tamal atunci. Deci n-a prins nici măcar tăierea de panglică pe care a făcut-o el după aia, dar era deja gătit, adică tăiem panglică la panglică, ca să folosesc corect cuvântul panglică, da. Trei la mână la aeroport, mă rog, iarăși domnul Lungu s-a uitat greșit. Eu eram în 2007 în Consiliul Administrației al aeroportului, asta ca să se știe. 2007, în momentul în care împreună cu domnul Mârza am fost la München și am discutat cu o firmă foarte serioasă, K plus P, cred că mai țineți minte firma respectivă, ne-au dus, ne-au arătat terminalul 2 de la Johann Strauss, aeroportul din München, pe care l-au făcut acești domni de la K plus P. Și firma aceasta a făcut în urma vizitei noastre un studiu de marketing, un master plan pentru aeroport, care a stat la baza proiectului, care a fost, cred, definit undeva prin 2011, dar construirea efectivă a aeroportului, pentru că restul au fost hârtii, a început în 2013 și s-a încheiat în 2015, deci exact în mandatul meu. Domnul Lungu ar trebui să uite mai atent și vă să vă spun că nu a fost un proiect ușor aeroportul, știți noastră ce înseamnă să demolezi tot, să o iei nu de la zero, de la minus 1,60 m, că atât a fost săpătura în teren la fundația pistei. Și un proiect foarte greu. Despre DN17, mă rog, aici acest drum a început în 2004. Ca să ne înțelegem, la început Miro Mitrea, el a continuat până în 2013. Deci, iarăși, nu cred că e domnul Flutur singurul merituos în chestiunea asta. Da, mă rog, am făcut în 2013, 2014, în 6 luni, DN 24, mă rog, 400 de kilometri, Suceava-Botoșani, 6 luni, mă rog. Însă, la chestiunea asta, cred că domnul Lungu și domnul Flutur și toți ceilalți ar trebui să aibă un pic o altă viziune. Eu aș fi dat meritul acesta, sau cum se cheamă el, cetățeanul centenarului, domnului Ursu, de exemplu, care domnul Ursu a muncit zile și nopți, a nedormit foarte mult timp să facă și festival medieval, unde? Fix în orașul lui Lungu, da? Și tot soiul de evenimente importante, Bucovina Rock Castle, să facă și muzeul, să facă și cetatea, să-i facă și statuie lui Lungu, adică, culmea, Ursu i-a făcut statuia pe care Lungu a pus-o pe soclu, turnat de niște meseriași de la gardul, de la cimitir, probabil, și nici măcar statuia n-a fost în stare Lungu să facă, adică ce merit, ce centenar. Doi la mână, nici eu nu cred că am stat foarte, știu eu, cu rigla și cu Rötlingul în mână să desenez proiectul de la muzeu. Nici Flutur nu cred că a decis el exact unde să fie tronul sau la tronul sau Mârza sau nu știu care.
cred că acești oameni trebuiau evidențiați, nu politicieni, că oricum steam la 10% încredere, adică ne flaușăm între noi, să fim serioși. Mă bucur că nu sunt pe lista asta și cred că, de fapt, criteriile sunt un pic altele, că am văzut acolo și domnul Mărza și domnul Flutur, probabil că nu mergea unul fără altul. Era un pic complicat, dar că vorbim de criterii, totuși trebuie să ai și în spate criterii, ori la domnul Lungu și domnul Flutur nu le-a nimerit cel puțin. Cred că aici erau alte criterii și vreau să le luăm în calcul. Domnul Flutur și domnul Mărza au realizat marile proiecte utilități și mediu la stand europene. Ei au fost principalii care s-au duelat de-a lungul timpului pe acest subiect și sigur că plătim acum 83,6 milioane de euro înapoi, plus dobânzi, taman 180 de milioane de euro cu totul. Asta fiind un criteriu, au fost amândoi părtași la acest proiect mare, l-au terminat, pur și simplu. Și un al doilea proiect, cred că e cel de la Pojurita, dar despre care tot vorbim, domnul Mărza și cu domnul Flutur, trebuie să aibă într-adevăr meritul centenarului, pentru că domnul Mărza a început discuțiile cu Pojurita, cu primarul de acolo, Consiliul Local în 2007, ei au fost primii care au pus documentele către Comisia Europeană și domnul Flutur a încheiat procesul acesta prin hotărârea de Consiliu Județean din 2009, în care știți foarte bine că am mai vorbit, consultantul a spus nu acolo și domnul Flutur a făcut fix acolo. Deci cred că s-a inspirat domnul Lungu de la domnul Flutur, adică exact nu cum trebuie, fac ei. Da, mă rog, e opțiunea lor. Deci pe 28 noiembrie voi fi la București, în plenul Parlamentului. Asta e programul, asta e serviciul. Cu drag, cu altă ocazie.